Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I. Hei, astăzi aș vrea să vorbim mai degrabă despre un film politic, un film politic pe care am putea să-l intitulăm, zic eu, Jurassic Park, pentru că la fel cum acei dinozauri au dispărut, la fel apreciam și eu până în momentele astea că epoca baronilor locali în județul Gorj s-a stins odată cu dispariția din planul public al lui Nicolae Mischie, regretatul Nicolae Mischie, al lui Ion Călinoiu, care a preluat ștafeta, și mai nou acum îl vedem pe Florin Cârciumaru cum activează și face joc de glezne pe margine, în speranța că va căpăta această titulatură. Să știți că pe lângă aceste nume sonore, nume cu greutate în viața politică a județului Gorj, există și acei baroneți locali, baroneți locali de care deocamdată nu știm foarte multe decât atunci când un invitat sau o persoană care a fost supusă în repetate rânduri la abuzuri și nedreptăți vine și ne calcă pragul aici la televiziunea la Acces TV, ne sesizează în baza documentelor pe care le are toate probleme și abia ulterior, după ce noi facem verificările aferente, ne dăm seama că acea zonă, acel fief este condus de un baron local. Am crezut încă o dată că această perioadă de tristă amintire nu mai există în istoria politică a Gorjului din anul 2018, dar din nefericire constatăm aproape în fiecare zi că avem de a face cu astfel de personaje politice care tratează zona pe care sunt desemnați să o păstorească ca o moșie personală și dictează după bunul plac, după preferințele pe care le are, pentru cercul de prieteni, pentru grupul de interese într-un fel, iar pentru cei care ar trebui să respecte legea și ar trebui să aibă oarecare demnitate în fața celor care ne conduc, spre aceștia se îndreaptă cu turnurile și cu toată artileria grea. Haideți să vedem un prim material pregătit de colegii mei din regie, după care o să revenim aici. Împreună cu dumneavoastră o să facem analiza problemei și aș dori să vă implicați și dumneavoastră în comunitatea din care faceți parte, pentru a ne aduce și nouă la cunoștință ceea ce se întâmplă în comunitățile dumneavoastră de acolo. Haideți să urmărim materialul, după care revenim. Scandal la primăria Țicleni, un consilier local a fost amendat cu suma de 50.000 de lei. Asta după ce și-ar fi construit casa fără a obține autorizație de construcție. Constantin Brănescu susține că, deși edilul din Țicleni a trecut cu vederea lipsa autorizației în anul 2013, atunci când acesta a început să-și construiască locuința, însă acum a decis să-l sancționeze în urma unor dispute între cei doi. Consilierul local spune că este pus acum în situația de a-și vinde casa pentru că nu are cu ce să achite amenda uriașă ce trebuie plătită în termen de 15 zile. Constantin Brănescu și-a construit în urmă cu aproape 6 ani o anexă gospodărească pe o suprafață de teren de 63 de metri pătrați. La vremea respectivă nu a obținut autorizația necesară, la fel ca și alți locuitori de pe strada respectivă. Din cauza poziției gospodăriilor față de domeniul public, localnicii s-au trezit cu porțiuni de teren încadrate în curți. În cele din urmă au fost concesionate de la primărie și oamenii s-au apucat de construcții. Nu toți au avut autorizațiile necesare. Edilii au trecut cu vederea aceste lucruri și în cazul consilierului local Constantin Brănescu. Prin urmare, anexa a fost înregistrată la primărie și alesul local plătește din 2013 un impozit mai mare decât cel inițial. Practic, a fost impozitată și construcția nouă cu sau fără autorizație. Constantin Brănescu nu mai este acum în relații bune cu primarul Constantin Radu. Cei doi s-au certat pe investițiile primăriei și pe modul în care este condusă instituția. În urma conflictului, edilul și-a amintit că anexa deținută de consilierul local a fost ridicată fără autorizație și a decis să-l amendeze pe ales cu 50.000 de lei. Este exact suma plătită de Constantin Brănescu pe casa pe care și-a cumpărat-o la Țicleni. Consilierul a mai declarat că a mai investit încă 30.000 de lei în construirea anexei și pentru acest lucru a rămas dator în bănci. Pe 10 septembrie a fost invitat la primărie să ridice procesul verbal prin care a fost sancționat cu 50.000 de lei. Până și funcționarii instituției au rămas șocați de cuantumul amenzii care trebuie achitată în 15 zile. Brănescu a contestat amenda în instanță și spune că dacă nu se va rezolva problema, va fi nevoit să-și vândă casa pentru a o plăti. Ei, stimați respectatori, ați văzut materialul prezentat de către colegii mei. Să știți că situația este una destul de nefericită pentru că acești baroneți locali nu au învățat nimic din trecutul politic al județului Gorj, și anume că un comportament dictatorial folosind instituțiile de forță într-un mod discreționar nu conduce decât la o zanie extremă și până la urmă o clătinare a scaunului pe care îl conduce respectivul până la răsturnarea din funcție. Așadar, să sperăm că din istoria politică a trecutului recent în județul Gorj vor avea ceva de învățat acești baroneți locali în perioada următoare. Așa că o să începem să vă prezentăm invitatul nostru din această seară, domnul Constantin Brănescu, consilier local în Țicleni. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit!
Așadar, stimați telespectatori, colegii au afișat numărul de telefon pentru a putea intra în legătură telefonică directă cu noi. De asemenea, în mediul online ne puteți găsi pe Facebook, acolo vă stăm la dispoziție, Acces TV ne găsiți acolo. Suntem live pentru dumneavoastră și vă stăm la dispoziție la rubrica de comentarii și de mesaje cu toate propunerile și cu toate sesizele pe care dumneavoastră doriți să le înaintați către noi, iar noi, în măsura posibilităților, să le preluăm și să le dăm curs. Așadar, aș vrea să facem o paralelă cu trecutul politic al județului Gorj vis-a-vis de ce a însemnat baronii locali, modul în care au fost răsturnat și după aia modul cum au atras oprobiul public, să încercăm că poate acești oameni din județul Gorj care au acest comportament de vătafi, fie că e vorba de primar de comune, fie că e vorba de primar de orașe, vor învăța ceva în perioada următoare, pentru că noi avem foarte multe cazuri pe care o să le prezentăm aici și ulterior o să încercăm să facem lumină și să facem dezvăluiri vis-a-vis de modul în care sunt gestionate diverse administrații publice locale, mai mult în interesul unor grupuri din acestea bine constituite în jurul bugetului public local de acolo și mai puțin în interesul comunității. Așadar, Costi Brănescu, pentru că a avut curajul de a face dezvăluiri la adresa șmecherilor, între ghilimele, de rigoare, băieților deștepți din primăria Țicleni, a fost cadorisit cu o amendă de 500 de milioane. Bineînțeles, într-o speță asemănătoare, cel care conduce acolo și-a dat o amendă doar de 10 milioane, ceea ce înseamnă un dezechilibru foarte mare din punct de vedere al proporției acestor sancțiuni. Așadar, în cel mai probabil în instanța de judecată va fi foarte ușor de câștigat această sancțiune dată. Zicem noi, apreciem la momentul de față în calitate de oameni de presă pe mod, într-un mod nedrept, pentru că omul a avut curajul să spună adevărul și să facă dezvăluiri despre ce se întâmplă acolo. Haideți să lăsăm pe domnia sa să vă prezinte mai bine, pentru că cunoaște toate detaliile și de asemenea noi suntem cu ochii pe ceea ce se întâmplă în marea majoritate a administrațiilor publice locale, dar bineînțeles cu sprijinul dumneavoastră care de fiecare dată sunteți alături de noi și ne oferiți toate datele necesare de care noi avem nevoie și vă mulțumim pe această cale. Costi Brănescu, te rog. Da, este adevărat ce spuneți, am primit o amendă de 500 de milioane semnată de către domnul primar al orașului Țiclen, Radu Constantin, în data de 10/9/2018. E puțin greu să vorbesc, că vă dați seama și dumneavoastră dacă ați fi pus în situația mea să primiți o amendă de 500 de milioane, să nu știi ce poți să faci ziua de mâine, cu copii acasă de crescut, cu rate la bănci, rate la ceareuri, luate ca să faci, să-ți cumpere o casă, că n-am avut din altă parte decât din salariul meu și al soției mele banii respectivi, am fost obligat să ne împrumutăm la bănci și la ceareuri, să cumpărăm această locuință și să mă trezesc după 8 ani de zile că domnul primar vine și îmi dă amendă 500 de milioane în condițiile în care dumnealui este nașul cumnatei mele, a fost la mine în casă la chefuri, la zilele mele de naștere, știa de construcția respectivă datorită faptului că l-am întrebat dacă domnia sa este de acord să facă construcția respectivă. Este o extindere asta de... Asta spune mult despre caracterul acestui om. Este o extindere de 56 de metri pătrați, care eu am făcut-o în anul 2013, am impus-o la plată de bună voie și nesilit de nimeni în anul 2013, mi s-a impus la plată prin decizia de impunere numărul 3468 din 24/3/2014. Deci, practic, ei contestă un alt act de alor, atâta vreme cât există, da, o decizie de impunere, vin cu o sancțiune pentru ce? Pentru o decizie de impunere care deja există? Este o răzbunare a domnului primar datorită faptului că eu am avut curajul să vin în emisiune la dumneavoastră. Practic, aici a început totul, în această emisiune. Și pentru el a început declinul din 13/3/2017 și o să revin la dosarul respectiv. Iar în 13/9/2018 rog organele statului să se autosesizeze după această emisiune datorită faptului că acest primar, primul și în primul rând, a făcut un abuz față de mine, amendându-mă cu suma de 550.000 de lei, 500 de milioane bani vechi, dumnealui, sancționându-se
cu 1000 de lei. Deci pentru aceeași speță. Nu pentru aceeași speță, domnul Leonard, pentru că domnia lui nu are o căsuță ca a mea de 80 de metri pătrați. Are 3 căsuțe în curte. O suprafață mult mai mare decât a mea. Și s-a sancționat singur cu mânuța dumnealui cu 1000 de lei. La mine aici a scris 50.000 de lei. A fost mai darnic cu tine. Da, mai darnic cu mine, da. Mai mult decât atât. Una din clădirile dumnealui, rog drumurile județene să se sesizeze, pentru că este în stradă. Este la 1,5 metri de strada petroliștilor. Păi și mare trotuar, nu a mâncat nu, în trotuar. Este trotuarul o jumătate de metru. Da, da, este o jumătate de metru trotuarul, da. Da, dacă am mușcat în trotuar e o problemă. Da, e o problemă, da. Mai mult decât atât, o să vă prezint pe parcursul emisiunii tot ce s-a întâmplat. Au făcut o sesizare falsă. Falsă. În numele unei persoane din Țicleni, ce a reclamat la inspecția în construcții pe domnul Rădoacă Leonard, angajat al primăriei, mâna dreaptă a domnului primar, care știți și dumneavoastră cu ce se ocupă acest domn Rădoacă Leonard, pe lângă sarcinile de servici, cu împărțitul invitațiilor pentru nuntă pe la oameni prin orașul Țicleni. Plimbarea... Ce, o fi cumnatul de mână, eu știu al... Da, că mai aveam un cumnat de mână pe aici, domnul Ion Tudor, la nunțile pe care le făcea Cârciumarul de Aur, cumnatul de mână era Neica Tudor. Da. Poate o fi o cutumă, au preluat-o de la Târgu Jiu. Omul care îl plimbă după chefuri și înainte și după chefuri cu mașina primăriei, că pe personală mai greu să o scoată din garaj, că dacă motorina se poate plăti din bugetul localității, este foarte bine, putem folosi mașina în interesele personale. Dumnealui a transformat primăria orașului Țicleni într-un SRL-ul. Cum a zis dumnealui, o prăvălie într-un ziar local, unde se plângea că n-are bani de salarii, n-are bani de utilități, n-are bani de apă și canalizare. Probabil dumnealui a crezut și crede în continuare că ăștia 50.000 de lei care mi-a dat mie din amendă... Poți să-mi dai și mie, te rog, să arătăm la cameră, să vadă și trebuie să uită. 50.000 de lei, probabil... Deci, o sancțiune de jumătate de miliard de lei, vechi, stimați telespectatori. Deci aceasta este sancțiunea luată de colegul nostru și al dumneavoastră de platou. Important este ca locuitorii din Țicleni și nu numai să înțeleagă că și domniile lor pot fi puși în orice situație în aceeași, într-un caz semănător, ca și domnul Constantin Brănescu. Deci, atât având în vedere că asta este atitudinea pe care o are acest om, e clar că oricine poate fi în locul tău și poate suferi astfel de repercusiuni dacă spun adevărul. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă domnia sa a fost la mine în casă, este nașul... Stați puțin, îl rog pe această cale pe primarul de acolo din Țicleni, dacă are un minim respect pentru locuitorii din Țicleni, să nu mai vorbesc pentru gorjeni sau pentru oamenii care i-au votat, să iasă pentru a da un drept la replică sau pentru a da un punct de vedere, nu să stea castruțul cu capul băgat în nisip, să se ascundă de ochii opiniei publice, pentru că ceea ce nu înțeleg acești oameni este că adevărul va ieși până la urmă la iveală, iar ăștia sunt primii pași cei drept timizi deocamdată pentru că acest adevăr să iasă la iveală. Haideți să luăm un prim telefon în această seară. Alo, bună seara! Bună seara, Silviu Sprânceană mă numesc. Bună seara! Vă salut pe dumneavoastră și telespectatorii. Vă salutăm și noi. Ai aceste emisiuni. Da, foarte revoltat sunt și eu datorită acestei amenzi și sunt alături de colegul meu, consilier Brănescu, cu toate că nu am avut tot timpul un punct de vedere comun cu dumnealui în anumite hotărâri care s-au luat... Sunteți consilier local și dumneavoastră în Țicleni? Da, sunt consilier local în Țicleni. De multe ori am fost mai critic și mai vehement față de Brănescu și de multe ori el a fost mai indulgent și a zis hai mă să votăm și proiectul ăsta și îi spuneam bă, nu e legal, nu e corect, nu că aș avea ceva. Votez proiecte pentru localitate. Am avut și eu de suferit, dar nu este o problemă asta. La mine a fost justiția dreaptă și s-a rezolvat problema.
Și da, voi fi alături de Brănescu și vreau să-i spun pe această cale că nu trebuie să mai manifeste milă, frică și rușine și să-mi pună mâna pe pic să meargă, așa cum le-am spus și eu în ședințele locale, că mă cheamă Sprânceană Silviu și așa mă autointitulez în sesizare, acest lucru să-l facă și el, pentru că nu este corect ceea ce a făcut. Mai mult, domne, în situația domnului Brănescu poate să fie jumătate din români din această pot țară. Pot fi marea majoritate a locuitorilor din Țicleni. Haideți să dăm exemplu de acolo. Și marea majoritate din Țicleni. Dar ca să nu mă refer numai la Țicleni, pentru că orice om a făcut un gard acum 20 de ani, acum 30 de ani, orice om și-a schimbat culoarea la casă sau la acoperiș, pentru că și domnul primar și-a schimbat de două ori acoperișul la casă în 3 ani de zile și pe acea căsuță, acea cârciumă care o are la stradă, care a luat din drumul public și eu voi cere public să vină drumurile județene. Dom'le, ai construit-o acum 20 de ani, eu nu cer să-l amendeze pe Radu. Dar să o demoleze, domne, din drumul public. Domne, să suportă rigorile legii. Exact cum Constantin Brănescu suportă rigorile legii, la fel și acesta să suportă rigorile legii. E simplă treaba, nu oameni. Exact. Mai mult, domne, dacă ai mers pe 1000 de rond cu toți cetățenii care au avut sesizări, vrute, nevrute, făcute de Radu, de X, de Y, de câțiva pălmași de-ai lui din primărie care îi cară materialele acasă și toate cele... Acel rădoacă care în momentul în care s-a făcut căminul de la liceu s-a izolat și vopsit, au halit 20 de găleți de vopsea decorativă și au dus-o la el acasă. Bate aceeași culoare căminul de băieți cu culoarea lui și multe alte chestii. Brănescule, banii ăștia de-i dai amendă trebuie să-i dai, că și așa și-a mai făcut o garsonieră. Să-i plăti garsoniera, că l-a determinat pe omul ăla să-i facă garsonieră și a angajat pe noră sa. Da, așa este. Deci aveți probe pentru ceea ce spuneți dumneavoastră? Da, domnule, și-a făcut cavou la cimitir și a folosit oamenii de la primărie la muncă și meseriașul de la... Păi și de ce nu i-ați filmat, domnule, și să faceți fotografii, să-i vadă toți telespectatorii, să-i vadă oamenii ce fac acolo? Domnule, mulți nu mai știu ce să mai cred, domnule. Probabil că asta le convine la mulți. Păi cum să, ce să le convine? Să stea să fie călcați în picioare? Dom'le, asta suntem. Un popor de... Păi atâta vreme, stați puțin, eu am încredere atâta vreme cât acolo în Țicleni există o persoană cum este Constantin Brănescu, o altă persoană cum sunteți dumneavoastră. Eu cred că acolo nu trebuie să stea lumea cu capul plecat câtă vreme dumneavoastră sunteți porțindardul acestei lupte. Dom'le, nu stăm, dar suntem puțin cu o floare, nu se face primăvară. Puțin, dar cei care au fost puțin la început vor fi mulți după. Vă rog, pe această cale, autoritățile, dumneavoastră, veniți în Țicleni să facem un reportaj, niște filmări, eu vă însoțesc și vi le arăt. O să venim cu certitudine. Domnul Leonard, domne, să se sesizăm la Agenția de Integritate, cum rezolvă el cu un salariu al dumnealui, care de anul ăsta este atât cât este, și al soției, da? Să-și construiască atâtea, să mai țin și o fată la Londra și să... Păi normal, pentru că lucrările agricole le face tractoristul de la primărie, nu plătește, alea le face ăla. Jumătate din oameni au lucrat 2 luni de zile, l-a pus gresie și parchetul, i-am văzut cu ochii mei, când au intrat și puneau parchetul, la care l-au sunat pe Brănescu unii. Dom'le, știți, pe mine m-a plătit. Ba mai mult, dom'le, vreau să vă spun că dau oamenii de la primărie prin sat la alții să lucreze. Pe 23 august, da, și-au permis să dea oamenii la lemne, la un cetățean. Pe când ăla a zis, domne, ce să fac, domne, mi-e frică, mă dă ăsta afară, mă duc și muncesc ca prostul la spart de lemne, 8 ore în loc să stau la serviciu să-mi fac treaba. Și de aceea fute localitatea. Da, așa e bine că dumneavoastră ați prins curaj, noi o să fim alături de dumneavoastră, o să venim acolo să ne prezentați toate detaliile pentru a dezvălui adevărul care se încearcă să țină ascuns acolo la Țicleni. Și cer o confruntare cu el, domnule, aici în platou, cu dumneavoastră și cu Brănescu. E greu de crezut că va veni vreodată. Da, pentru că nu are ce-i trebuie. Puterea lui a stat în acel pix. Nu se poate așa ceva, domnule. Ăștia de obicei, să știți, nu înțeleg că odată ce tăvălugul s-a pornit, nu mai poate fi oprit. Tăvălugul a fost deja pornit acolo. Ați văzut. Eu nu am fost în Turcia, pentru că am fost la momentul ăla, eu am fost tot timpul
împotriva lui și eu nu m-am. Cu toate că eu recunosc și trăiește Radu. În momentul în care a ieșit primar la primul mandat, m-a chemat să mă ia vice. Și am zis, bă, eu nu vin, inginer, să-ți fac ție pantofii. Du-te sănătos, eu nu vin. N-am nevoie. Da, recunosc și n-am vrut și nu-mi doresc neapărat să fiu acolo eu. Dar voi fi consilier local atât cât se poate și voi sta în cârca lor. Foarte bine faceți. Foarte bine faceți. Nu-i voi lăsa. Nu vreau să-i întrerup emisiunea lui Brănescu. Mulțumim. Dacă mai e cazul, mai intervin, dar ar fi bine să ne mai convocați și să vă faceți timp să... Săptămâna viitoare garantat o să vină o echipă de la noi, de la CSTV, la dumneavoastră, la Țicleni. Să vedeți dumneavoastră. Da, sunt de acord ceea ce s-a făcut la cantina liceului acum, ce va dezvălui Brănescu. Dar de ce în preajma anunții lui Radu se fac toate cele? S-au cumpărat pahare, veselă, toate în acest buget. Le-am spus și în ședința de Consiliu. De ce nu le-ați luat anul trecut? Sau hai să le luăm în 2019. De ce pentru nunta ta se toarnă asfalt? Nu e corect, domnule, cu toate că rămâne pentru localitate. Hai să o facem legal și corect, să nu ne arate oamenii cu degete. Domnule, consider că într-o funcție publică, primar, viceprimar, ce ești, prima dată trebuie să faci treabă pentru cetățeni. Tu trebuie să fii zero pentru tine în situația asta. Să demonstrezi oamenilor că ești corect și transparent. De acord cu dumneavoastră, mulțumesc pentru că ați intervenit în legătură telefonică. Vă mulțumesc și poate mai intervin. Alături de noi în această seară, deci ușor, ușor oamenii au prins curaj, își expun punctele de vedere clar și răspicat, și asumă identitatea, ceea ce înseamnă că acolo deja modul acesta autarhic de a conduce este pe sfârșit și până la urmă tot ceea ce faceți dumneavoastră și oamenii care sunt în jurul dumneavoastră și care vă susțin și că văd că sunt număr din ce în ce mai mare, nu faceți altceva decât să vă reintrați în drepturi, vă rog. Da. Are dreptate domnul consilier Sprânceană când spune. Într-adevăr, dumnealui ne-a spus cu subiect și predicat în ședință. Eu, pe mine, Silviu Sprânceană, mă cheamă peste tot, unde vă reclam, mi-asum. Eu nu am făcut lucrurile respective, dar mă gândesc, totuși, că e un Dumnezeu deasupra, pentru toată lumea. Sper, totuși, după această emisiune, DNA-ul, DGA-ul, IPJ Gorj, Inspecția în Construcții, Prefectura Gorj, Parchetul General, ANAF-ul, Curtea de Conturi, pentru că am pentru fiecare în parte documente. Dacă nu se autosesizează, faci opis și le trimiți la fiecare în parte. Dacă nu se autosesizează după această emisiune, personal o să merg să le depun. Cum a zis dumneavoastră, cu opis în față, fiecare dosar în parte, pentru a fi... Da? Am aici, uitat și dumneavoastră, te-am cu cât este de dosare... Deci atenție, stimați telespectatori, Constantin toate. Brănescu vorbește pe acte, nu vorbește doar de dragul să faci auzit, vorbește numai în baza acelor acte care sunt acolo. Și o să vă demonstrez cu acte. Și să mergem mai departe, că dacă stăm toată emisiunea pentru amenda mea, înseamnă că... Am venit la dumneavoastră în emisiune să mă plâng că mi s-a dat amendă. Mi s-a dat amendă pentru că am avut curajul să ies public, să fac cunoscut cetățenilor din orașul Țicleni toate aceste nereguli care se află aici în aceste dosare și sunt destul de grele și destul de înalte și se poate face pentru fiecare dosar în parte câte un dosar penal justificat, din care n-au cum să iese de aici, nu au cum să mai iese și o să vi le prezint. Reclamația făcută pentru mine și pentru încă un domn care mâine va fi vizitat de aceeași comisie, fac pariu aici cu dumneavoastră în emisiune, va primi tot 500 de milioane amendă acest domn. De ce va primi acest domn 500 de milioane? Pentru că l-a făcut pe Radu Constantin primar în anul 2012. Avea sediu de campanie la dumnealui acasă. Să-ți fie rușine, domnule primar, că mâine îi vei da amenda asta. Că ai stat acolo la dumnealui două luni de zile, în 2012, când nu mai aveai servici și te-ai dus la el în genunchi, ajută-mă. Și știu eu bine, dacă vreți, vă spun și cum a ieșit primar și tot ce a făcut dumnealui ca să iese primar. Absolut senzațional ce spuneți. Da. Pentru că a fost la PPDD și cine a fost în spatele dumneavoastră la Țicleni, să o spun public, cu 6 luni de zile, mi-este prieten, dar nu pot să dau mai multe detalii, m-a chemat pe mine să candidez. Și eu n-am vrut să candidez, datorită faptului
că am bătut palma cu domnul Rușes, care pe această cale îi mulțumesc, un om de caracter și va rămâne tot timpul un om de caracter. La mine, niciodată în viața mea, n-o să merg cu PSD-ul. De ce n-o să merg cu acest partid? Pentru că acest partid a distrus orașul Țicleni odată cu privatizarea Petromului. Au lăsat oameni fără servici. Au lăsat oameni care au plecat în străinătate. S-au despărțit familii datorită faptului că a rămas soțul fără servici și a trebuit să plece în străinătate, să muncească. Cel mai dureros este când ești plecat în străinătate și nu poți să-ți vezi copilul, nu poți să-ți vezi mama, nu poți să-ți vezi soția. Automat ajungi la destrămarea familiei. De asta nu suport eu Partidul Social Democrat. Pentru că la Țicleni am fost afectați în plin. Erau 2000 de oameni care lucrau la schela de petrol Țicleni. Odată cu privatizarea Petromului în anul 2004, până în acest moment, în 2018, din 2000 și ceva de oameni care lucrau la schela de petrol Țicleni, domnul Leo, la momentul de față nu mai sunt 400 de oameni din Țicleni angajați din totalul de 600. Mai puțin de sfert. Deci gândiți-vă și dumneavoastră, domnul Leonard, suntem un oraș cu 4500, 4900 de locuitori. De la copii până la bătrânul care are 90 și ceva de ani. Gândiți-vă și dumneavoastră, jumătate din oraș este plecat la muncă în străinătate. Gândiți-vă și dumneavoastră, nu pot să-și vadă familia acești oameni care sunt plecați. Ba mai mult de atât, pleacă în Anglia cu toată familia, în Italia și-au luat copiii, a plecat soțul. A plecat soția și au luat copiii. Deci rădăcinare, într-adevăr. Deci, sunt de oameni noi rămânem, am rămas, de, dacă facem un inventar în orașul Țicleni mâine, nu sunt 50% din oameni acasă. Pentru că alta activitate în orașul Țicleni nu este decât activitatea petrolieră. Haideți să luăm un alt telefon care așteaptă ceva timp. Alo, bună seara! Bună seara, dumneavoastră și invitați. Bună seara! Belger mă intitulez. Oh, domnul Belger, vă rog. Dragii mei copilași, vă aduceți aminte că lucrurile astea eu le spun de 20 și ceva de ani. De acord, așa e. De sincer, nu m-a ascultat nimeni. Dacă bunul Dumnezeu le dădea minte la mai mulți oameni, cum i-a dat mie, după Revoluție, altundeva eram acum, nu să ajungem vai de capul nostru. Însă, în tot județul Gorj e același lucru. În tot județul Gorj. Deci baronii ăștia, nenorociți ăștia care au terminat județul, ăștia trebuie să plătească în fața lui Dumnezeu. Și mă uit sincer la niște indivizi cu noșalanță, iese pe postul de televiziune și spun la bieți oameni că trebuie să facem, trebuie să mișcăm, trebuie să... Bă, păi de 29 de ani numai așa ne spuneți la televizor că trebuie, că trebuie, că trebuie. Dar ei în spate fură de rup. De sub jurământ vă spun, fură de rup hoții ăștia. Păi asta... Și vedem și nu poți să-i zici hoți că te dă judecată. Dar îi vedem. Îi le vedem averea care a făcut-o. Înțelegeți? Dar noi ăștia care mai avem curajul să mai spune câte ceva. Ăștia ne-au făcut praf. Pe mine, știți bine că m-a condamnat nevinovat, dar o să-mi demonstrez că am făcut revizuirea hotărârii. Să vedeți cum a condamnat Golani ăștia nevinovat. Dar bunul Dumnezeu îi va pedepsi crunt. Și să vă spun sub jurământ, un polițist, un om care face parte din conducerea poliției, vă jur că mi-a zis, Belger, am... Deci niște presiuni fantastice ca să fabric probe să te bag în pușcărie. Deci aici s-a ajuns cu golanii ăștia nenorociți. Când, Belghere? Stai, Belghere, când? Acum sau în trecut? Săptămâna trecută mi-a spus omul. Deci săptămâna trecută sub jurământ. Unde? Că săptămâna trecută se urga. Cei de la IPJ caută să-ți facă probe, să-ți fabrice un dosar? Da, păi dar stați puțin că mă ajute de 3 ani de zile la o singură instanță, la Novaci. De 3 ani de zile circul cu dovadă. Dragul meu, de 3 ani de zile ați pomenit așa ceva. Deci, să rețineți. Eu știu ce pățim noi ăștia care mai avem curajul să salvăm vieții oameni. Amărâți ăștia care vai de ei. Domnul Belger, că dumneavoastră știți cum stau lucrurile mai bine. Se fac sau nu se fac alegeri în PSD Gorj?
Se fac alegeri sau nu în PSD Gorj? Sau rămân tot prietenii ăștia ai dumneavoastră? Eu aș vrea să dispară partidul ăsta. Și toți cei care au participat la dezastrul acestui județ. Și m-am uitat aseară cu noșalanță, spune fostul comandant Caragea, dragul meu și dragii mei, acest om a fost 7 ani comandantul poliției când s-a dărâmat județul. Lasă-l pe Caragea, zi de alegerile din PSD. Caragea când o fi aici, de față vorbiți. Păi lasă că m-a făcut că iau eu bani de la fraților Romanescu. Păi Dumnezeu oare nu-l vede. Dar l-am invitat aseară și îl invit la o emisiune cu Sfânta Biblie pe masă. Dacă eu am luat bani, pune mâna pe Sfânta Biblie. Nu neg vreodată în viața mea că poate am dus pe unul din familie sau chiar... Domnul Berger, domne, poate ați luat la o dedicație, domne. Poate la asta s-a referit. Dar vreau să spun că sunt atâția privați care spun clar că Caragea a luat bani de la ei. Clar. Da, trebuie să existe probe, să aveți probe pentru ceea ce spuneți. Domnul Berger, vă rog, că ne apropiem cu pași repezi de publicitatea din prima parte. O dedicație pentru prietenii dumneavoastră. Lasă-mă, Doamne, la dușmanii mei. De dedicație când suntem vai de mama. Hai, Berger, te roagă colegii mei de aici. Te rog, două strofe. Ascultă. Două versuri, hai. Doamne, la dușmanii mei, Leo. Rămân bătrânii singuri în satele din județul Gorj, n-are cine să-i dea o cană cu apă, să vedeți. Să rețineți vorbele mele ce vă spun. Da. Din cauza colanilor ăstora, că au ajuns niște jnapani prin comunele județului și în oraș. Da, în sfârșit, vedem. Din nefericire, așa este. Leonida Berger, mulțumesc pentru intervenția ta telefonică, stilul inconfundabil, cu un adevăr foarte pregnant în ceea ce spune Berger. De multe ori este luat în desconsiderare datorită stilului ăsta mai slobot de la gură, dar să știți că există o doză foarte mare de adevăr în spusele sale pe care le promovează de obicei acolo unde se duce. Te rog. Vreau să vă spun că, uitați și dumneavoastră aici, valoarea impozabilă a clădirii mele este evaluată la 102.930.000 lei, adică 1.100.000.000, da? Atât este valoarea mea, da? Valoarea clădirii. Valoarea clădirii. Și îmi dai amendă. Jumătate de miliard de lei. Jumătate de miliard de lei vechi. În condițiile în care eu am impus-o la plată în anul 2013 și plătesc impozit din anul 2015, le am aici, xeroxate. La zi, impozitul, înainte plăteam 55 de lei, acum plătesc 200 de lei. Deci plătesc de 4 ori mai mult decât dacă nu mi-impuneam. Că puteam să fac și eu cum au făcut și alte persoane din orașul Țicleni. Căsuța mea a văzut-o pe reclamația falsă făcută. Reclamația, vă spun și de unde este făcută, dragi locuitori ai orașului Țicleni, doamna respectivă l-a reclamat pe domnul Rădoacă la inspecția în construcții datorită faptului că își făcea un acoperiș acasă și era îndreptățită pentru că a dat-o pe sora dumneaei afară, acest moșier de la servici, că este cumnata fostului primar. Nu uita, dumneatale, domnule primar, că fostul primar, care eu nu am treabă cu dumnealui, cu domnul Ungureanu, l-am ajutat în campania electorală în 2012. În 2016, când eu am candidat, domnul Ungureanu nu a fost cu mine în campanie, a fost înregimentat în altă parte. Acum nu pot să fiu supărat pe domnul Ungureanu că doamna Ungureanu scrie în reclamație că mi-a făcut reclamația, pentru că doamna Ungureanu cu domnul Ungureanu, mai ales doamna Ungureanu, mi-a fost și dirigintă la școală, a mers cu mine la inspecția în construcții, cu reclamația domnului Rădoacă în mână, da? Plângea femeia când a auzit că am reclamația, a mers cu mine la inspecția în construcții, tremura acolo și am văzut reclamația. Atâta minte au avut în cap cei care s-au ocupat să facă falsa reclamație, când nu și-au dat seama, că n-au de unde să-și dea seama domniile lor. Că atât îi duce capul, cum spuneți dumneavoastră. Au copiat rând cu rând reclamația doamnei Ungureanu, au încercat să-i falsifice scrisul, dar am și găsit persoana care s-a ocupat să facă reclamația, pentru că
asta este, facultățile nu pot fi înlocuite și diploma nu ți-o poate lua nimeni din mână. S-au găsit litere asemănătoare scrisului domnului cine a făcut reclamația, da? Mai mult decât atât, dacă erau deștepți, nu făceau reclamația mea pe o singură foaie, care o am aici, reclamația pe o singură foaie, datorită faptului că dacă vrei să furi, fură cum trebuie. Dacă vrei să faci un fals, fă-l cum trebuie până la capăt. Dacă te duce mintea, nu te duce mintea numai la prostii că vrei să-i dai amendă lui Brănescu 500 de milioane, să-i dai și lui Ciucur mâine 500 de milioane. Au scris pe o singură, pe o singură pagină o reclamație pentru două persoane, copiind același număr de cuvinte cu reclamația care a făcut-o doamna Ungureanu domnului Rădoacă. Domnul Rădoacă, ai avut o reclamație de o pagină jumate, măcar. Asta e vorba, na. O copiai toată, domne, pe o pagină jumate. Nu dumneatale, că nu ai copiat-o dumneatale. Altcineva s-a ocupat. Dar gândiți-vă și dumneavoastră că de reclamația respectivă n-au știut decât maxim 10 ochi din primărie. Da? Păi cine putea să copieze reclamația domnului Rădoacă și transcrisă pe pagină pentru Brănescu și pentru Ciucur? Decât acei 10 ochi, adică 5 persoane. Da? Mergem mai departe și o să vă prezint eu dumneavoastră în emisiune de unde mi se trage mie această reclamație. Dar nu uita, domnule primar, că există un Dumnezeu. Nu uita, mâine când trimiți comisia și când va veni la dumneatale, că domnul Ciucur Constantin te-a făcut pe dumneata, te-a făcut pe dumneata primar în anul 2012. Nu mai bine lăsa acolo. Știți dumneavoastră cu pâinea, domnul Ciucur, aveți, domne, curajul, nu acum să ieșiți, dar ieșiți mâine după ce vă da amendă. Ieșiți public și spuneți ce ați făcut dumneavoastră. Ieșiți dumneavoastră public și spuneți cum spuneați mie și la ceilalți. Că beați whisky împreună la, după sfârșitul campaniei electorale și unele persoane făceau și altceva, să țineau de gard. Ce vă spuneau domnul Ciucur? Că vă dă foc la cantină? Că vă ajută și vă închide cantina? Domnul Ciucur, aveți curajul ca și mine și ieșiți și asumați-vă public ce spun eu. Nu mai stați cu capul cum stă ghiocelul. Nu plecați capul. Ieșiți și spuneți. Oricum, să știi că baroneștia local doar mimează o stare de putere atâta vreme cât vor avea de face cu o opoziție vehementă, automat vor pierde, pentru că asta este legea. Dacă stăm și ne uităm la baronii mari, cum au fost Călinoiu la noi în județul Gorj, Mischie, mai nou Manțog, acum Florin Cărciumaru, Duicu la Severin și mai departe, putem da o grămadă de exemple. Le-am ajuns aproape la prima parte, s-a terminat o parte de publicitate, rom rapid, acum o scurtă pauză de publicitate, după care revenim la dezvăluirile noastre și la baronii locali din județul Gorj. Publicitate și revenim rapid. În construcții, calitatea spune totul. Alege un beton de succes. Când o companie renumită și prosperă din România se implică în industria construcțiilor, atunci trebuie să fii sigur din capul locului de cea mai bună calitate, corectitudine, rapiditate și, bineînțeles, de cel mai bun preț. Compania Succes fabrică și transportă toate tipurile de betoane și mortare pentru construcții civile și industriale. Toate serviciile se fac în condiții de maximă siguranță, randament și, așa cum se știe la compania Succes, la cea mai bună calitate. Succes Beton. Calitatea spune totul. Hei voi, oameni frumoși, știți despre ce e vorba? E timpul să avem copii activi, mereu joviali și prinși în cele mai frumoase și energice activități. Să aibă spirit liber și să fie experți în comunicare. Sunt Andreea Chirițescu și vă aștept cu brațele mele larg deschise la cursul de dezvoltare personală și gestionarea emoțiilor. Cursurile școlii mele de teatru se vor desfășura în perioada 24 septembrie-24 decembrie. Haideți să ne bucurăm împreună! Refuză să lucrezi în condiții de nesiguranță.
indiferența poate ucide. Instruiește-te. Poartă echipament de protecție. Familia te așteaptă acasă. O campanie inițiată de Inspecția Muncii și organizată de ITM Gorj. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. Cel mai nou și modern salon de înfrumusețare din orașul Târgu Jiu, Rina Beauty House, își așteaptă clienții cu servicii de înfrumusețare complete, la cele mai accesibile prețuri, într-un ambient extrem de plăcut. Coafiură și îngrijirea părului, tratamente pentru toate tipurile de păr, cosmetică, tratamente faciale, epilare definitivă, tratamente împotriva ridurilor, acneei, pistruilor sau petelor pigmentare, stilizarea sprâncenelor, manicură și pedicură, extensii de păr, extensii de gene fir cu fir. Punctele noastre forte sunt: deținem aparatură de ultimă generație, oferim cele mai noi servicii de înfrumusețare apărute pe piață, oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, fidelizăm clienții prin abonamente și îi surprindem cu reduceri spectaculoase, mediu primitor ce împie la relaxare, personal amabil și bine pregătit. Salonul este aflat într-o zonă centrală ușor accesibilă și, nu în ultimul rând, cafeaua este din partea casei. Fă-ne o vizită, iar noi ne vom ocupa de întreținerea frumuseții tale. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Calea Eroilor, numărul 28, în spatele Colegiului Național Tudor Vladimirescu, sau pe Facebook și Instagram Rina Beauty House. Programări la numărul de telefon 0353 401 880. Simte-te frumoasă cu Rina Beauty House. Acolo, tati. Uite, repară aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu ți-asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și EON România. Via Vai te așteaptă cu cea mai delicioasă pizza din oraș. Numai la Via Vai găsești pizza gigant la numai 35 de lei pentru toată familia. Sau ia-ți prietenii și vino la un espresso happy hours la doar 3 lei zilnic până în ora 11. În plus, te invităm să experimentezi gusturi noi de pizza, paste și preparate specifice la prețuri cum nu mai găsești. Pentru cei ce sunt la serviciu sau acasă, se livrează. Comenzi la telefon 0253 240024. Donează sânge. Salvează vieți. O campanie susținută de Primăria Capitalei prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Scandal la primăria Țicleni, un consilier local a fost amendat cu suma de 50.000 de lei. Asta după ce și-ar fi construit casa fără a obține autorizație de construcție. Constantin Brănescu susține că, deși edilul din Țicleni a trecut cu vederea lipsa autorizației în anul 2013, atunci când acesta a început să-și construiască locuința, însă acum a decis să-l sancționeze în urma unor dispute între cei doi. Consilierul local spune că este pus acum în situația de a-și vinde casa pentru că nu are cu ce să achite amenda uriașă ce trebuie plătită în termen de 15 zile. Constantin Brănescu și-a construit în urmă cu aproape 6 ani o anexă gospodărească pe o suprafață de teren de 63 de metri pătrați. La vremea respectivă nu a obținut autorizația necesară, la fel ca și alți locuitori de pe strada respectivă. Din cauza poziției gospodăriilor față de domeniul public, localnicii s-au trezit cu porțiuni de teren încadrate în curți. În cele din urmă au fost concesionate de la primărie și oamenii s-au apucat de construcții. Nu toți au avut autorizațiile necesare. Edilii au trecut cu vederea aceste lucruri și în cazul consilierului local,
Constantin Brănescu. Prin urmare, anexa a fost înregistrată la primărie și alesul local plătește din 2013 un impozit mai mare decât cel inițial. Practic, a fost impozitată și construcția nouă cu sau fără autorizație. Constantin Brănescu nu mai este acum în relații bune cu primarul Constantin Radu. Cei doi s-au certat pe investițiile primăriei și pe modul în care este condusă instituția. În urma conflictului, edilul și-a amintit că anexa deținută de consilierul local a fost ridicată fără autorizație și a decis să-l amendeze pe ales cu 50.000 de lei. Este exact suma plătită de Constantin Brănescu pe casa pe care și-a cumpărat-o la Țicleni. Consilierul a mai declarat că a mai investit încă 30.000 de lei în construirea anexei și pentru acest lucru a rămas dator în bănci. Pe 10 septembrie a fost invitat la primărie să ridice procesul verbal prin care a fost sancționat cu 50.000 de lei. Până și funcționarii instituției au rămas șocați de cuantumul amenzii care trebuie achitată în 15 zile. Brănescu a contestat amenda în instanță și spune că dacă nu se va rezolva problema, va fi nevoit să-și vândă casa pentru a o plăti. Da, stimați telespectatori, acesta este rezultatul dezvăluirilor privind adevărul la ceea ce se întâmplă în primăria orașului Țiclen. Constantin Brănescu în continuare alături de noi pentru a prezenta toate detaliile acestea de a fi rapăr la ceea ce se întâmplă în acea unitate administrativ-teritorială și modul în care este condusă de către primarul respectiv din acea zonă. De asemenea, dumneavoastră, dacă aveți sesizări privind abuzuri sau nedreptăți care vi s-au făcut, vă stăm la dispoziție prin numărul de telefon afișat pe ecran sau prin intermediul online-ului pe Facebook, ne găsiți acolo, Acces TV, vă stăm la dispoziție prin rubrica de mesaje și de comentarii pe care dumneavoastră, dacă doriți, să ne le trimiteți și noi mai departe, să preluăm cele sesizate de dumneavoastră, pentru că asta facem noi aici, suntem în slujba dumneavoastră și vom încerca să facem lumină în județul Gorj, în aceste tenebre care de aproape 28 de ani ne-au ținut într-o zonă crepusculară pe care ușor, ușor încercăm să o risipim, pentru că eu unul sincer m-am săturat de atâtea abuzuri, de atâtea nedreptăți și de modul acesta irresponsabil și chiar inconștient prin care autoritățile publice, fie că e vorba de cele județene, fie că e vorba de cele locale, tratează acei membri ai comunității, oamenii simpli în slujba cărora ar trebui să se afle. Eu zic că este o disfuncționalitate, există undeva o malformație între ceea ce ar trebui să comunice și să facă cu adevărat o instituție, pe de-o parte, și pe de altă parte, modul în care ar trebui să fie tratați acești oameni simpli care vin cu diverse sesizări în fața acestor organe competente. Colegii din regie îmi spun că nici n-am uitat bine, mai avem încă un telefon, un telespectator care a sunat și aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, domnul Brănescu, să luăm, pentru că da, să nu aștepte telespectatorul nostru prea mult. Alo, bună seara! Bună seara la toată lumea! Bună seara! Domnule consilier, vă vorbește un bătrân de 80 de ani. Am lucrat o viață pe autobuz cu călători. M-au jignit mii și mii de oameni în 25 de ani. N-am răspuns la fel. Capul plecat. A spus Mihai, ăla Mihai sau cum îl cheamă, Michi Șpagă. Și eu cu Mic. Aveți dreptate. Nu zic că n-aveți, că nu știu situația. Deși Țiclenii îl cunosc ca pe buzunarul meu. Așa. Dar întotdeauna, când ați dat cu sabia, din sabie primiți. Adevărul doare, domnule. Dacă dumneavoastră totuși fiind consilier și aveați un pic de inspirație, vă făceați autorizația în anii ăștia care au trecut. Și nu vă luați lucru primarul, fiindcă aveți de pierdut. În viață pierdeți cu toată lumea când spuneți adevărul. Cum a spus și domn Belger și trage de belele. Atât vă spune nou de 80. Deci ar trebui să nu spună nimeni adevărul și să stăm cu capul la cutie din ce le spuneți, din ce spuneți dumneavoastră. Nu pot să mai scrie și pe hârtie. Și taci din gură, că nu câștigi nimic dacă spui adevărul. Te pierzi. Vedeți ce face? Da, e un îndemn la care eu nu subscriu și nu sunt de acord cu așa ceva. Adică îi îndemnați practic să nu spună adevărul, să stea cu capul la cutie, să îndure toate... Nu. Adevărul să scrie și pe hârtie. Și mai bine, e mai bine așa, decât să hau. Nu că știți nimic, domnule, am 80 de ani și am trecut pe multe. Am trecut din gură. Să rămână la toată lumea și n-am pierdut, am câștigat. Uitați și-a pățit și domn Belger și Pate. Domnule, eu vă spun o treabă din experiența mea, că nu sunt prost de mădreacu, sunt cu toate aripile. Nu că știți nimic, îți sos capul, din contră, îți dă în el. Sănătate, dacă mă ascultați bine, dacă mă înțelegeți, dacă nu. Da, mulțumesc pentru interesanța telefonică. Asta ar însemna ca toți cei care fac dezvăluiri și prezintă adevărul, cel puțin noi aici ar trebui să ne închidem ca televiziune, ca instituție de presă, și foarte multe instituții de presă sunt în situația asta, foarte mulți politicieni, deci ar trebui să nu mai spunem adevărul. Abuzurile care le face Partidul Social Democrat în mod constant și la nivelul municipiului Târgu Jiu și al județului Gorj și la nivel național ar trebui să tăcem, să nu mai spunem nimic, dar este un punct de vedere la care eu nu subscriu și eu sunt de nicio formă de acord cu ceea ce a spus telespectatorul nostru, adică stai cu capul la cutie acolo până te pericolul. Nu, haideți să închei cu speța mea, ca să știe toți locuitorii orașului Țiclen că n-am venit la dumneavoastră să mă plâng că am fost amendat. Eu am cumpărat casa în anul 2010. Am făcut cereri la primărie să mi se dea pământul prin diverse metode.
cumpărare, concesiune în temei legal. Da? Am din 2012, 2013, 2014 cereri la primărie, da? Inclusiv în 2016, 2015. Nu mi s-a dat niciun răspuns. De-abia acum mi s-a dat că o să mi se vândă pământul cu 13 euro metru pătrat. Am făcut cerere că sunt de acord să mi se, să cumpăr pământul la un preț cinstit și onest. Au venit, au făcut măsurătorile, au venit oamenii la toată strada mea, nu doar la mine. Eu nu că n-am vrut să-mi iau autorizație de construcție. Nu pot să-mi iau autorizație de construcție. Pentru că pământul ăsta, nici primăria nu știe de unde are pământul. Pentru că m-am interesat cum s-a dat în tot Icleniu pământul la oameni, așa trebuia să dea și aici. Ei au făcut o șmecherie în anul 2006, unde trebuia să vândă suprafața de 6.900 de metri pătrați la societatea comercială Petrom, ca să vândă pământul respectiv. Au făcut un raport de evaluare. Raportul de evaluare, și eu consider că prejudiciu pentru localitate ce s-a făcut în anul 2006-2007 prin raportul respectiv care s-a întocmit și scrie destul de clar în acest raport, este făcut pentru suprafața de 6.900 de metri pătrați să fie vândut toată suprafața la Petrom. De ce? Petromul la rândul lor au vândut apartamentele din zona Băi oamenilor, inginerilor care erau chiriași. Dar ce au făcut la momentul ăla? Printr-o șmecherie. Eu consider eu că alții posibil să fi primit foloase după urma acestei... Cuvenite sau necuvenite foloase? Păi nu știu că cuvenite sunt apartamente. Cred. Păi mă rog, acum. Din 6.850 de metri la Băi, în zona Băi, că aici e singura problemă, au vândut decât 1.897 de metri pătrați. 4.953 de metri au rămas în aer. Din 2006 până în prezent nu s-a luat nicio măsură cu pământul ăsta. Să-l vândă la oameni, să-l concesioneze. Dar dacă ai făcut un raport de evaluare prin care tu trebuia să aduci la bugetul localității 532.249 lei în anul 2006, în urma raportului Astuia, vă întreb eu pe dumneavoastră, ce vină am eu ca și cetățean al orașului Țicleni, că eu nu pot să intru în posesia pământului Astuia? Da? De ce n-ai vândut tu pământul în 2006, cum scrie aici, că acest raport este folosit doar pentru scopul în care a fost elaborat și nu poate fi folosit în altceva? Păi scopul acestui proiect a fost să vinzi pământul la Petrom. Domnilor consilieri din mandatul 2004-2008, rog organele să se sesizeze pentru acest abuz care s-a făcut pentru locuitorii din zona Băi. Eu în momentul respectiv nu eram nici consilier local, nu eram nici proprietar în zona Băi. Acolo am găsit și eu posibilitatea să-mi cumpăr o casă. Am dat 50.000 de lei pe ea și am fost amendat cu 50.000 de lei. Atât am dat, atât am primit amendă. Dar o să vă spun acum, dumneavoastră, tot ce trebuie să știți, cum am primit eu această amendă, cum am intrat eu în politică și ce mi se întâmplă mie în ziua de astăzi la Țicleni. Când aveam 19 ani, domnul Leo, cred că ne cunoaștem și sunt destui ani, cred că, de când ne cunoaștem. De vreo 10 ani. De vreo 10 ani, domnul Leo. Era domn președinte de partid, domn președinte Morega, în care am o stimă pentru dumnealui. La 19 ani făceam campanie electorală cu un sandwich, un suc, din poartă în poartă, în tot județul Gorj. Da. După aceea, în 2004, am preluat organizația PNL de la Țicleni la o vârstă fragedă de 20 de ani. Viața, ce să facem acum? Am mai crescut și eu. Ne poartă pe unde nu ne gândim, așa. Pe unde nu ne gândim, dar... Și de la am învățat de la un suc și de la o chiftea, da, ați ajuns la 500 de am milioane. Am ajuns la 500 de milioane, da. Bun, am învățat de la domn președinte Morega tot timpul
să ajuți oamenii. Tot timpul, dacă ai ceva, să dai și celuilalt, care nu are. Am învățat să respect și cred că am respectat pe toată lumea. Mai mult decât atât, am crezut că politica se face în campania electorală, când venim cu programul electoral al partidului pe care îl reprezentăm la oameni și ne prezentăm oferta noastră. Asta vreau eu să fac pentru dumneavoastră. Și după ce am fost aleși de către oameni, în ședințele de Consiliul Local, prin ce? Prin proiecte de hotărâri inițiate de către noi consilierii locali, legea și jurământul care l-am depus acolo spune, suntem trimiși să facem bine localității. Bun și lui Dumnezeu, da, da, în funcție. Să vedeți și dumneavoastră, eu am tras un semnal de alarmă în Consiliul Local. Consiliul Local la momentul de față este format din 10 consilieri de la PSD și suntem 3 consilieri de la alte partide politice, de opoziție. Cum a început totul? Să vă povestesc, că am mai povestit și o să povestesc în continuare, până organele statului o să se autosesizeze, dacă nu se vor autosesiza după această emisiune, cum a spus dumneavoastră cu Opis, cu fiecare dosar în parte din teancul ăsta, eu personal o să-l duc cu mânuța mea la instituțiile respective. Și la DNA, dar nu-l dau la Craiova, dau la DNA la București. Și la DGA, și la IPJ Gorj, și peste tot. Și la Inspecția în Construcții, și la ITM, și la peste tot, peste tot. Dacă inima încă mai bate când am văzut că mi s-a dat amenda asta de 500 de milioane, a nebunit de tot inima. Încă mai sunt capabil să fac un opis, să plătesc să fac copii la ele, chiar sunt aici mii de foi și o să le duc. Pentru că am dreptate și când vorbesc că am dreptate, vorbesc pe documentele care le am aici și le am din ședințele de Consiliul Local și hotărârile. Deci, să vă povestesc pe scurt cum am sesizat eu. Aici a plecat totul de la un internat. Cei din Țiclen știți, sunt două internate, internatul de băieți și internatul de fete. În data de 28-6, în cadrul ședinței de Consiliul Local, am avut un proiect de hotărâre, protocol de predare, preluare a documentației de avizare a lucrărilor de investiții, reabilitare termică și reparații interioare Liceu Tehnologic Țiclen. Când m-am uitat peste stradă și știam, fiind consilier local, am văzut că liceul este reabilitat. Liceul e declarat școală europeană cu promovabilitate de 6-7 elevi din 60, 70 și 80 cât a fost. Mai mult decât atât. S-a investit în liceul ăsta din bugetul localității 10 de miliarde. Acest liceu este condus de, din punctul meu de vedere, distrugătorul învățământului din orașul Țicleni, nepotul domnului primar, care pe această cale, pentru falsurile făcute, îi cer și rezultatele deosebite, în ghilimele, îi cer demisia din funcția de director. Sesizez pe domnul Ișvan, inspectorul general, să vină în control la oraș, în orașul Țicleni, la acest liceu, să vadă și dumnealui. Eu, din punctul meu de vedere, criteriile de performanță, nu poți să ții un director de liceu, da? Să investească primăria în liceu, miliarde, zeci de miliarde, da? Și să aibă 6 copii, bacu, maxim 10, bacu. Păi domnule director, pleacă domne, lasă pe alții, pleacă! Pleacă de mâine, du-te! Ne-am săturat moșul și nepotul. Nepotul director, moșul primar. Pe unde trăim? Doar nu este un profesor capabil. Numiți domnule inspector general Ișvan, numiți un director la liceu în Țicleni prin delegație din afara orașului Țicleni. Să vedeți și dumneavoastră, dragi cetățeni ai orașului Țicleni, profesorii sunt buni în orașul Țicleni, dar dacă acest individ nu-i lasă să-și facă treaba, păi nu se poate să duci copilul până în clasa 12-a la școală, cu media 7-8 și din 70 de copii, domnule Onar, să-ți ia 6 bacu, 7 bacu. Procent de promovabilitate foarte scăzut. Adică, lasă domne! Fă
Lasă profesorul ăla de matematică, de română, cum era pe timpul nostru, să fie exigență la școală, că altfel copilul nu învață. Eu am vrut să le dau burse, să-i ofer indemnizația mea, să-mi reduc indemnizația de consilier, să trimit copiii meritoși la mare, să-i motivez cumva. N-au vrut să-mi voteze, că asta m-a determinat pe mine cel mai mult, să ies să fac public ilegalitățile, ce votează cei 10 consilieri locali în Consiliul Local Țicleni. Totul când zice domnul primar, ridicați mâna. O să vedeți și dumneavoastră acum pe parcursul acestei emisiuni, domnilor consilieri, ce ați putut dumneavoastră să votați. Și să nu veniți în genunchi la mine să spuneți, bă, ai avut dreptate când vei da cu subsemnatul la organele specializate. Păi când ți-am spus să nu votez, da? Documentația asta de predare-primire, care domnul primar semnează aici pe raportul de aprobare, domn primar e semnat aici, da? Pe ea. Păi ce protocol să închei, domnule primar, când eu nu văd documentația și doamna... De la nu-i mai dau numele, că n-are rost să-i mai dau numele. Compartiment de accesare, fonduri și dezvoltare locală. Da? Păi nu vii cu documentația și o spun, vină cu documentația să văd și eu ce liceu e vorba, că dacă știam că e de internat de atunci, dar m-ai pus pe mine, domnule primar și doamna respectivă și dumneavoastră, domnilor consilieri de la PSD, să muncesc eu zile întregi, să scot toate hotărârile după mail, să vin să vă demonstrez dumneavoastră aici și cetățenilor din Țicleni ce ați putut dumneavoastră să faceți și cum ați vrut să deturnați dumneavoastră și ați dus în eroare Ministerul Dezvoltării, pe care eu o să-l sesizez cu mâna mea, ce ați fost în stare dumneavoastră să faceți, domnilor consilieri, în frunte cu marele edil al dumneavoastră, ați dat o hotărâre de Consiliu Local. De ce vă spuse începutul emisiunii? Că în 13.03.2017 ați dat o hotărâre. Și sper astăzi, 13.09.2018, să se termine odată cu toate prostiile din Consiliul Local, toate matrapastâcurile care le faceți dumneavoastră și să votați cu capul. Puneți mâna și citiți. Nu votați 20 de proiecte în 2 minute, că dacă nu sunt eu și ceilalți doi consilieri, te în stare să faceți ședința de Consiliul Local. Nu mai puneți ședințele de Consiliu Local la ora 16.30 să n-ajungă Brănescu de la servici. Ședință de îndată, ce nu se fac niciodată ședință de îndată, că nu sunt calamități naturale sau altceva. Puneți-le la ora 17, cum e stabilit în regulamentul de Consiliu Local, că nu sunteți niciunul mai în măsură de regulamentul Consiliului Local. Ați dat o hotărâre reabilitare Liceu Tehnologic Țicleni de asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieri care nu se finanțează la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Ați votat-o dumneavoastră, 9 consilieri din 14, în data de 13.03.2017, da? Unde valoarea de finanțare care trebuia să o dea primăria Țicleni este de 62.691,50, din care proiectul respectiv... Pune aici proiectare și inginerie, asistență tehnică, proiectant, 38.500, da? Mergem mai departe. E aici hotărârea dată și semnată de dumneavoastră și votată de 9 consilieri din 13. În data de... Le-am învățat pe din afară, nu mai trebuie nici foi. În luna a 10-a, dumneavoastră, domnule director de liceu, că de asta vă cer demisia... public aici, ați dus în eroare Consiliul Local, ați făcut o adresă la primărie și ați cerut la rectificarea bugetară să vă fie inclusă suma de 16.400 provenită de la o lucrare, de la un buldoescavator, de la drumurile laterale, rămasă și nefăcută, lucrarea respectivă, ați dus în eroare consilierii locali, v-au votat în ședință de îndată, ceea ce nu se face niciodată, rectificare bugetară, v-a votat suma de 16.400 de lei. Că vreți, dumneavoastră, să depuneți documentația la Ministerul Dezvoltării să renovați, domne, internatul Liceu Tehnologic Țicleni. I-ați păcălit, consider eu,
Și sigur ați făcut treaba asta, că o să și vă demonstrez de ce. Că dumneavoastră nu mai aveți pe ce să mai faceți, domnule director, din 2011 internatele care sunt ale primăriei. Adresa dumneavoastră la moșul dumneavoastră, moșierul care ați făcut-o și v-au votat-o consilierii locali de la PSD. Dumnezeu ți le și scoate, le căutai, dar ți le și scoate ca să și vorbesc pe ea, ca să nu mai existe dubii vis-a-vis de afirmate. Exact. Către primăria orașului Țiclen, domnul Istrate. Semnată de câte dumneavoastră, domnul Istrate. Vă rugăm să aprobați în ședința Consiliului Local, conform raportului de specialitate, anexat rectificarea bugetară necesară plății salariilor lunii septembrie 2017 cu suma repartizată de Direcția Finanțelor Publice 110.000. Iar la capitolul cheltuieli de persoană și suplimentare la capitolul bunuri și servicii, suma de 16.400 lei, sumă necesară întomirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul reabilitare internat liceu tehnologic Țicleni, dragi locuitori ai orașului Țicleni. Acest individ făcu și un raport de specialitate semnat tot de către dumnealui, da? Și spune că are un parteneriat încheiat cu numărul 1853 în 25-5-2015, da? Păi te trezești din 2015 tu până în 2017 dormiști cu el? Dormiști pe el, s-a dus și aminte că făcuși moșul cu nașul, hai să facem, să o facem frumoasă până la capăt. Horacometrii. Mergem mai departe. Practică. Mergem mai departe. Aici. În asta. Spune că până în data de 30-10 trebuie să ducă proiectul la minister. Duce documentația. În luna a 11-a iar o ședință de îndată, convocată la ora 15.45, ședință de îndată, vin aceiași consilieri de la PSD, da? Și spune așa, hotărâre din 2-11-2017, da? La câteva zile, două săptămâni după ce o dedură pe aia cu rectificarea bugetară, privind schimbare destinației clădirei internale liceu tehnologic Țicleni în clădire liceu tehnologic Țicleni. Păi tu schimbi, tu internatul, că spui că în Consiliul de Administrație al liceului, da, faci o adresă către primărie și duci din nou în eroare, domnule director, împreună cu sfătuitorul dumneatale, care te-ai plimbat în Turcia cu el în nenumărate rânduri. Păi te plimbi din 2012, domnule primar, prin Turcia și prin țări străine. Dar conform hotărârii, legii, 393, articolul 44, log Curtea de Conturi, prin directoarea Curții de Conturi, să te autosesizeze. Trebuie să faci un raport, să-l prezinți în cadrul ședințelor de Consiliu Local și să spui ce am făcut în deplasările astea, ce am văzut acolo. Pentru că am și proiectul aici, o să vi-l prezint și pe ăsta, dar să revenim aici. Prin prezenta vă aducem la cunoștință mai că în data... Mai avem mai puțin de 10 minute, atenție. Aole, 01-11-2017, Consiliul de Administrație și-a dat acordul pentru schimbarea destinației construcție clădire internal liceu tehnologic Țicleni în clădire liceu tehnologic Țicleni. Păi nu ești în măsură, domnule Istrate, dumneatale, să faci treaba asta. Trec mai repede prin ele că nu mai este timp. Da, o serie de dezvăluiri... Domnule Istrate, ești public dumneatale și spune... Că n-ai știut dumneatale că în 2011 Ministerul Învățământului, prin avizul numărul 28.027 din 18.04.2011, s-a schimbat destinația celor două cămine fete și băieți din spații de cazare în spații de birouri și locuințe sociale, iar destinația gospodării anexă a fost schimbată în adăpost pentru câini fără stăpân.
și trece de la liceu la primărie, tot conform adreselor ce au fost înaintate, da? Păi poți dumneatale să spui, ce spui dumneatale acum consilierilor locali de la PSD? Că n-ai știut? Ce spui dumneatale că n-ai știut nici de avizul din 2016 pe care iar i-ai păcălit și ai făcut o parcare, domnule primar, la P+4, că ăstea două sunt, ăstea de 12 miliarde de la Ministerul Dezvoltării, care ați vrut să duceți, ați dus în eroare, nu că ați vrut să duceți în eroare, ați dus în eroare Ministerul Dezvoltării Regionale, că aveți liceu, dar dumneavoastră aveți clădire de internat, clădire unde este, știți și dumneavoastră bine cum arată un internat, este cu cameră, nu poți să spui că e liceu cu săl de clasă să facă, să învețe copiii carte acolo, da? Păi mai mult de atât, faci parcare acum, domnule primar, pentru locuințe sociale și spune aici, pentru cantina ai luat o aprobare și un aviz, 10.532 din 15.9.2016. Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederea articolului 112 aliniatul 5 din Legea Educației Naționale, cu modificările și completările tale, se emite avizul conform, rețineți, al Ministerului Educației și cercetării specifice pentru schimbarea destinației clădirii care va funcționa din cantină, în suprafață de totală de 943,13 metri pătrați și a unei suprafețe de teren aferent clădirii de 2150 de metri pătrați, da? Din totalul de 15.935,46 metri pătrați, aparținând Liceului Tehnologic Țicleni, da? Situat la strada Petrolișilor 7, din spațiul de învățământ în spațiu pus la dispoziția primăriei orașului Țicleni. Păi dacă trecură 2900 de metri și aici spuneți, detaliază tot, păi n-ai fost dumneatare director în 2016? N-ai fost dumneatale, domnule primar, primar în 2016 și viceprimar în 2011? Da? Domnule Brănescu, văd că duceți o luptă asiduă pentru aflarea adevărului. Pentru adevăr, la atât. La ce se întâmplă în Țicleni. Pentru... Vreau să vă întreb, noastră sunteți consilier al Partidului Național Liberal. Da. Cineva din conducerea Partidului Național Liberal Gorj, deputatul Dan Vârcealu, consilierii județeni, membrii din conducerea județeană de la PNL Gorj, v-au sunat, v-au spus că sunt alături de dumneavoastră? Da, am primit telefoane din partea colegilor mei de partid și le mulțumesc pe această cale celor care m-au sunat. Dar îmi asum personal, n-am venit la dumneavoastră în emisiune trimis de cineva, am venit la dumneavoastră în emisiune pentru că mi-ați permis să vin în această emisiune și dumneavoastră, ca și televiziune, mi-ați dat posibilitatea să vorbesc deschis și liber și pe această cale o să vă spun că niciodată nu o să tac. În 2017, în Programul Național de Dezvoltare Locală, să vă prezint Țicleniu, asta e pe tot județul Gorj, da? Reabilitare termică și reparații interioare Liceu Tehnologic Țicleni, 1.191.138,50 lei, da? Sunt pe tot proiectul alocat județului Gorj. Păi cum spui tu acum? N-am știut că nu sunt ale mele? Că n-am liceu și am spații birouri? Uitați, domnul Leo, care e problema lor amare? Problema lor amare este legea, domnule. Am luat ghidul dezvoltării, Programul Național de Dezvoltare Locală, ghidul, l-am citit de la prima, de la copertă până la ultima și spune așa în el, destul de clar, îți dă mură în gură ce trebuie să faci, numai că trebuie să ai ce trebuie. Realizare, extindere, reabilitare, modernizare, dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli post-liceale, unități de învățământ special de stat, lucrări de construire, reparații capitale, transformări, consolidări, modificări, extindere, reabilitări, modernizări și reabilitare tare termică a construcțiilor aferente obiectivelor de investiții propuse, precum și dotarea acestora după caz. Pă dumneatale, unde te încadrezi aici? Asta nu înseamnă că ați dus în eroare ministerul și v-a dat niște fonduri nejustificate. V-a dat doar pe hotărâre de Consiliul Local
fără să vadă ceva? Pentru că dumneatale ai venit în ședința de Consiliu Local să predai documentația, domnule director. În ce calitate ai făcut dumneatale documentație? Și ai venit într-a 6-a 2018 să o predai prin protocol de la liceu, la primărie, când dumneatale din 2011 nu mai ești proprietar. Ce scrie în ordonanța 6 din 2017, din 18 ianuarie 2017? Spune așa aici. E referitor la PNDL. Mai avem 2 minute. Imediat și terminăm. Te rog. Articolul 1. Realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea, dotarea unităților de învățământ preuniversitar, respectiv creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități de învățământ preuniversitar înființate potrivit legii. Și am încheiat. Am mai multe dosare aici, printre care mă încadrez și într-un minut, să vă cer public să prezentați, domnule primar și cei care v-ați ocupat în primărie, de demolarea punctului de control de la internat, din fața cantinei. Vreau public, vă cer, să prezentați avizul Ministerului Învățământului pentru demolarea lui. Public îl vreau. Ce spune legea? Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitare de stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul conform a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. În caz contrar, actele de schimbare a destinației bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracțiune. Infracțiune ați făcut acolo. Păi dumneatale, când ai atâtea făcute, și am aici dosare pentru toate lucrările făcute, podurile, da? Ați executat poduri podețe pe strada... Un telespectator de-al nostru vă întreabă dacă a dat până acum primăria Țicleni vreo amendă mai mare ca a dumneavoastră. Niciodată, niciodată. Deci o amendă record pe care niciodată nu s-a dat o amendă în Țicleni de 500 de milioane până la Brănescu. Niciodată. Mai mult decât atât, dumnealui s-a amendat singur la o reclamație cu 1000 de lei pentru imperiul care l-are acasă. Dalele respective din curte de la dumnealui poate spune, știe dumnealui, poate există un Dumnezeu pentru toată lumea și știe despre ce vorbesc. Pe scurt, domnule, ultima. Încă un dosar și vă spun că și ăsta este. Îl cercetez. Este sigur. Vine viteză. Da. Ați făcut un proiect, da, pentru poduri și podețe în orașul Țicleni, da? Păi n-a știut că 5 metri într-o parte de strada Petroliștilor, 5 metri într-o parte, este al drumurilor județene, că e drum județean strada Petroliștilor. Cum ați investit dumneavoastră banii localității? Mai mult decât atât. În Rășina n-ați făcut izolație la ele, în gura lumezii, cum scrie în proiect. N-ați făcut recepția la podurile și podețele din 2013 până în prezent. Cât credeți dumneavoastră că o mai plimbați cu etapele 3, 4, 5 bani dați de către Ponta? Păi nu mai puteți, că le-am luat și pe ăștia, le-am aici și îl studiez și pe ăsta. Și o să vin și cu proiectul respectiv, și cu toate proiectele, și cu toate miliardele, și o să le fac publice aici. Și vă anunț pe această cale. Nu o să-mi închideți niciodată gura, inclusiv dacă voi pierde amenda în instanță de 500 de milioane care am contestat-o, o să-mi demolesc casa și o să vă dau dumneavoastră, domnule primar, o să vă fac eu donație pe ea, să veniți dumneavoastră că nu pot să vă plătesc amenda de 500 de milioane și o să donez eu casa mea, o să o donez la primărie în contra amenzii de 500 de milioane dacă eu voi pierde amenda în instanță. Dar mă gândesc că n-am făcut o crimă, n-am omorât pe nimeni și mă consider nevinovat față de sancțiunea care mi-ați dat-o dumneavoastră și consider că dumneavoastră ați făcut un abuz în servici datorită faptului că eu am avut curajul să fac public toate neregulile care dumneavoastră le-ați făcut. V-am demonstrat aici, dragi cetățeni ai orașului Țicleni, că nu vorbesc fără să am acoperire la tot ce stă în spatele vorbelor mele. Vă mulțumesc tuturor care mi-ați trimis mesaje de
susținere. Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pe această cale tuturor cetățenilor din orașul Țicleni care v-ați rupt din timpul dumneavoastră liber și ați urmărit această emisiune de o oră și jumătate. Și vă promit că voi rămâne același om, indiferent de situație, pentru că așa a fost crescut și educat, să respect și voi respecta întotdeauna toată lumea. Indiferent ce mi se va întâmpla, același om voi rămâne pentru toată lumea. Cuvinte frumoase, cuvinte mari care vă fac cinste. Mulțumesc pentru participarea în această seară. Consilierul local al orașului Țicleni, domnul Constantin Brănescu. Dezvăluiri cutremurătoare despre ce se întâmplă în primăria Țicleni. Acest serial va continua și în perioada următoare. O să trimitem și noi echipele noastre acolo la Țicleni să vedeți la fața locului cu exactitate ceea ce se întâmplă. Și chiar vă rog, nu degeaba se spune că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Te rog, și chiar vă rog, o să vă invit la o ședință a Consiliului Local. O să vă suport cheltuiala din partea mea. Nu este nevoie de niciun suport, nu am nicio cheltuială. Și vă rog să veniți într-o ședință de Consiliu Local să vedeți și dumneavoastră. Și să vadă să cetățenii orașului Țicleni. Am depășit cu mult termenul. Mulțumesc încă o dată pentru participare. Mulțumesc și noastră, dragi telespectatori. Mâine nu uitați, dragi telespectatori, să ascultați Radio Omega, cele mai importante, cele mai fierbinți știri ale zilei. Le auziți numai acolo și muzică bună de asemenea. Vă spun o seară plăcută și din nou aici noi luni la ora 18:30. Până atunci să aveți un weekend plăcut și să auziți numai de bine.